Revenim în țară. Astăzi este ziua marcată Ziua Mondială a Mediului. Cu acest prilej, pompierii și salvatorii GSU au venit cu un mesaj pentru populație să respecte regulile anti-incendiu și să evite incendiile de vegetație. Stingerea unui incendiu de vegetație, eu cred că este unul din cele mai greu de pompier din cauza temperaturii înalte. Doar ce trebuie să te miști foarte și foarte mult, e suprafețe foarte și foarte mari, sub temperatură foarte și foarte înaltă. Evitarea asemenelor incendiilor este foarte, foarte complicat. Aici merge stingerea doar cu forța fizică, nu putem desuori, nu permite să utilizăm tehnica care o avem pentru a stinge și fizic să stingi câțiva hectare este foarte greu. Dintre cele mai mari incendii care mi s-au memorizat parcursul carierei mele de vegetație este incendiul care s-a produs în orașul Ilovin, satul Costești. Acolo a fost o suprafață de 20 de hectare, unde pompierii ne uitam și nu mai vedeam unde se termină capul la placă. De Ziua Mondială a Mediului, angajații GSU atenționează oamenii să fie mai prudenți la utilizarea focului deschis. Pompierii ne îndeamnă să nu aprindem iarba și gunoiul menajer pe terenuri agricole, dar și să fim atenți la igienizarea gospodăriilor. Ca un pompier, eu v-aș ruga să fiți mult mai responsabil din punct de vedere a incendiilor de vegetație uscată. Să nu vă fie greu să vă opriți dacă ați observat un incendiu de vegetație de proporții mici, să luați o creangă și să-l stopați. Să sunați 112 în loc de o filmare frumoasă pentru rețele de socializare. În fine, aș vrea să vă recomand tuturor cetățenilor să fiți mai prudenți și să păstrați mediul, deoarece el pe noi ne înconjoară, ne apără și îmi permite să să admirăm toate frumusețele care sunt. Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2020, în Republica Moldova au fost înregistrate 2839 de incendii de vegetație, care au compromis peste 9000 de hectare de teren. În situații de risc, oamenii sunt rugați să apeleze la numărul de urgență 112 pentru a evita răspândirea focarelor, care se pot transforma în incendii de proporții. Oameni buni, avem o rugăminte, pompierii vă roagă, nu dați foc la vegetație. Mor păsările, mor iepurașii. Uitați-vă! Pe unul din drânjile l-am salvat. Blana iarsă, da? E foarte păcat.